În ce măsură sunt importante cunoștințele teoretice sau creativitatea aceasta pe care trebuie să o etaleze absolvenții și angajații dumneavoastră? Sigur că așteptările noastre vis-a-vis de creativitatea oamenilor există și sunt destul de ridicate. Dar consider că poți să dezvolți o anumită creativitate atunci când știi meserie, când știi carte și când ai cunoștințele necesare pentru a deveni creativ în contextul unei activități economice, fiindcă creativitate în economie înseamnă a găsi soluții, a elabora concepte. Și lucrurile astea nu se pot întâmpla având un fundament zero. Deci trebuie să ai un volum, o bază solidă de cunoștințe, trebuie să acumulezi și experiență și pe urmă, pas cu pas, oameni tineri, după ce înțeleg cum funcționează o companie, după ce înțeleg procese de business, după ce înțeleg piețele, după ce înțeleg relația cu clientul, după ce înțeleg o relație cu furnizorul, abia atunci încep să poată să dezvolte, din punctul meu de vedere, creativitate. Și baza este, desigur, teoria, că nu poți fără teorie, nu poți. Altfel am intrat toți de la liceu direct în firme și am încercat să fim creativi. Nu merge, chiar dacă așteptările sunt foarte mari. Cred că este un proces natural de evoluție, de maturizare a tinerilor, proces natural care trebuie să aibă la origine cunoștințe teoretice solide. Și aici doresc să confirm afirmațiile anterioare. Așteptarea noastră este ca absolvenții care vin în cadrul companiei noastre sau în general în economie să aibă un volum solid de cunoștințe, desigur. Ce mi-aș dori foarte mult și cred că asta este o provocare a viitorului este să știm să gestionăm tot mai bine volumul uriaș de informație care ne inundă în fiecare zi. Și aici cred că va trebui să încercăm să ne facem lecțiile și noi la nivel de companii, pentru că noi preluăm practic oameni tineri și trebuie să-i învățăm că pregătirea universitară a avut un rol important, dar ei trebuie să pregătească în continuare. Deci vom intra într-o societate în care învățarea trebuie să devină permanentă. Și universitățile le oferă baza, fundamentul și învață cum să învețe. Ulterior vor trebui să învețe pe cont propriu și este foarte dificil să înveți seara și în weekend. Și e foarte dificil să gestionezi un volum uriaș de informații și să le sintetizezi și să iei deciziile corecte într-o companie pe baza volumului uriaș de informații. Există acel concept de lifelong learning, învățare pe tot parcursul vieții. Așa este. Deci, probabil așa este. Asta este viitorul. Acesta este viitorul. Suntem împreună într-un demers în care avem de-a face cu o generație care se comportă altfel decât generațiile anterioare. Toată lumea vorbește despre millennials și așa mai departe. Să știți că acești oameni funcționează altfel. Și piețele funcționează altfel. Dădeam un exemplu recent vis-a-vis de felul în care ne rezervăm un concediu. Pe vremuri mergeam la o agenție de turism și încercam să cumpărăm acolo o săptămână de concediu și cineva ne povestea că vom fi fericiți în nu știu ce resort, din nu știu ce țară. Între timp, generația asta cu care suntem confruntați și angajații noștri sau absolvenții de facultate, intră ei în internet și citesc despre acel resort, văd ce au spus alții, văd și pozele private, nu numai cele oficiale, își fac un punct de vedere, doresc transparență, corectitudine și abia apoi iau o decizie. Și lumea se schimbă, se transformă. Și aici este, cred eu, foarte important să înțelegem acest lucru și împreună mediul academic și mediul de afaceri, firmele din economie, trebuie să înțeleagă că avem o responsabilitate comună. Și numai atunci vom reuși să facem față.